13. Și să citim un fragment cuprins între versetele 1 și 9. Deci, Cartea Genesei, capitolul 12, începe de la versetul 1. Domnul zisese lui Abraham, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țară pe care ți-o voi arăta. Vei face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți vei face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai nevasta sa și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până în locul numit Sihem, până la stejarul lui More, cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul apus și ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înainte mereu, înspre miază zi. Amin. Vă rog să în primul rând, permiteți-mi ca să vă salut pe toți dragostea, numele Domnului Iisus Hristos. Și în același timp să-mi exprim bucuria de a fi iarăși împreună cu voi, Biserica Muntele Sionului, din Arganda. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Biserica Ebenezer din Castelion, care prin care Domnul îi slujesc, vă salută cu dragostea, frații din conducerea bisericii, special fratele pastor Mihai Morar, da. Vă sărcina să vă transmit binecuvântarea și pacea Domnului, care să fie peste voi, peste toți, peste familiile voastre, peste fiecare sunt de departe și fiecare dintre noi acolo unde suntem, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, să ne silim ca să fim plăcuți Domnului, să trăim o viață sfântă și să spunem și altora despre nădejdea care este Dumnezeu să ne binecuvânteze. În ziua de astăzi, în dimineața aceasta, suntem împreună și așa cum se spunea, suntem la un serviciu cu binecuvântarea copiilor, a noi îndor născuți. Nu știu câte oară sunt aici la voi, tot la un serviciu de binecuvântare. Am mai fost la anul acesta, tot la un serviciu de binecuvântare, am mai fost un an trecut. Acum, circunstanțele sunt favorabile în sensul acesta, pentru că am frații aici care sunt mai mici decât mine și au copii, sau au avut copii, bineînțeles că trebuie să fiu împreună cu ei, am invitat și alții. Nu este ușor să predici același subiect sau despre aceeași temă de mai multe ori, mai ales în biserica în care slujești. Să predici la binecuvântări de copii, să predici la cina Domnului, sau alte evenimente care se repetă din când în când. O dată, fratele din pastorul din Valență mi-a sunat, dacă pot să vă duc duminica următoare și aia la noi, că și nu mai știu ce să predic la binecuvântări de copii. Spunea el, slujind acolo de ani de zile, cum, dacă mă voi repeta ceea ce am spus și de altă dată, am aprobarea și-a lui Padre și-a lui Petru. Și unul din și altul spune că mie nu e greu să vă spun mereu acelea lucruri, pentru că vouă sunt de folos. Domnul să-mi binecuvintească. Sunteți o biserică în care văd că aveți mulți tineri, aveți mulți copii, cum cei care în urmă cu 12-15 ani erau tineri veniți proaspeți în România, acum sunteți părinți, majoritatea, și aveți copii. Unii dintre ei deja aveți copii mărișori. Sau să vă binecuvintesc. Acei care nu și-au reușit încă să-și întemeieze o familie, Domnul să îi ajute. Și rugați-vă și pentru asta. Pentru că noi ne rugăm de multe ori pentru chestiuni importante. Și unele care de asemenea sunt importante, le neglijăm.
dar și pe cei care sunt în situația ca aceasta, care aminteam anterior, au nevoie de sprijinul nostru, că Dumnezeu să îi ajute. Văd că ai voștri copii care au crescut, sunt în biserică, implicați, slujesc în biserică. Cred că la capitolul muzical suntem mai mult decât noi, chiar dacă noi suntem mai numeroși decât voi și poate avem chiar mai mulți copii. Dar văd că ați investit în ei, Domnul să vă răspătească pentru aceasta, continuați așa. Și cei care slujesc, care sunt copii, acum să se maturizeze, ca să fie conștienți că ceea ce fac, o fac pentru ca să-L slăvească pe Dumnezeu în primul rând, apoi să crească ei din punct de vedere spiritual și în același timp slujirea lor să fie o plinești cu care Evanghelia Domnului să fie propovăduită și la alții. Prin trăirea noastră, prin mărturia noastră, prin cuvintele noastre, ne chemați ca să facem în așa fel încât Evanghelia Domnului să ajungă la toți oamenii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De obicei, la sfârșitul de binecuvântare, se vorbește despre părinți, despre copii, despre educația copiilor, raportându-ne întotdeauna la ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, în vorba de educație, de modul în care ne creștem copiii, raportându-ne la Scriptură. Într-adevăr, educația nu este doar în biserică. Educația este un domeniu vast care este pentru toată societatea, în ansamblul ei. Problema este și problema se diferențează atunci când vorbim despre anumite repere ale educației. Ce învățăm pe copii, când îi învățăm pe copii și mai ales ce urmărim, care sunt scopurile educației. Nu vreau să vorbesc despre educație în dimineața aceasta, am vorbit de altă dată și probabil că și nu probabil, pot sigur vorbi și alți frați care au trecut pe aici. În ziua de astăzi vreau să abordăm un subiect cunoscut, dar important în același timp și legat de ceea ce facem astăzi aici. Vreau să vorbesc despre binecuvântare. Este un concept, cum spuneam, popular, uzual, cunoscut, mai ales între noi. Și termenul binecuvântare este un termen prin excelență care ține de Biserica creștină. De aici este izvorât din Scriptură. Îl găsim foarte des în Vechiul Testament și apoi este preluat și în Noul Testament. Până la urmă, binecuvântarea a ajuns și o formulă de salut. Și nu este greșit împotrivă. Chiar este potrivit pentru noi ca să ne salutăm în felul acesta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. În același timp, noi, la rândul nostru, binecuvântăm pe Dumnezeu. Și găsim formule de genul acesta foarte multe în Sfânta Scriptură, între binecuvântat să fie Domnul, Tatăl nostru, etc. Dar binecuvântarea nu se mărginește doar la o formulă de politeț. Binecuvântarea este ceva mai profund. Este un concept care are de-a face cu esența vieții noastre, cu trăirea vieții noastre. Dar întotdeauna când vorbim despre binecuvântare, trebuie să ne raportăm la Cel care dă binecuvântare. Dacă termenul binecuvântare vine din Scriptură, implicit vine de la Dumnezeu, înseamnă că și binecuvântarea tot de la El vine. Dacă citim în special în Vechiul Testament, și nu intrăm și în Noul Testament, și în linia de bază a Noului Testament, care este mântuirea sufletului, atunci s-ar putea să înțelegem greșit termenul binecuvântare. Mulți percep binecuvântarea ca fiind ceva ce ține de domeniul material, în principal. O viață fără de griji,
Să ai totul din belșug, să nu-ți lipsească nimic. De fapt, când este vorba de câteva lucruri pe care le caută omul în umblarea lui pe pământ, din momentul în care se naște și până când îi se termină viața, sunt câteva probleme sau câteva lucruri pe care omul le caută. De fapt, în ansamblu, goana omului este după fericire. Dar fericirea aceasta, în modul în care o percep oamenii, se rezumă la câteva concepte. Unul dintre acestea este bunăstare. Adică, să poți să dispui de resursele de care ai nevoie în orice moment și în orice cantitate. Bun, aceasta fiind bunăstarea la modul ei absolut. Poate putem vorbi și de o bunăstare medie, care totuși să duce o viață fără de griji, care să nu fii dator la nimeni, să poți să-ți permiți anumite lucruri care alții nu și le permit, și așa mai departe. Dar totuși, deci bunăstarea concep unii ca fiind parte din binecuvântarea sau partea cea mai importantă a binecuvântării, adică să ai din belșug tot ceea ce ai nevoie. O altă componentă în sensul, în linia pe care mergem, a fericirii, dar, repet, din punctul de vedere al oamenilor, este faină. Adică modul în care ești perceput de ceilalți. Cum te văd ceilalți? Te văd că este o persoană suspusă, bine așezată, bine îmbrăcată, dacă vreți, cu influență. Deci modul în care te percep oamenii. Și cu cât oamenii te percep într-un mod mai pozitiv, aceasta înseamnă că cu atât faima ta este mai importantă, mai concludentă. O altă componentă a fericirii este putere. Adică modul în care te raportezi la ceilalți. Ești sub ceilalți sau ești deasupra lor? Având nevrând. Comuniștii ne-au învățat la școală, pe cei care au fost în școala lor, că ei, o rânduire a lor, a eliminat clasele sociale. Că toți suntem egali. Acum, istoria a demonstrat că și acolo erau, societatea era stratificată și încă destul de bine. Ei spuneau, nu, capitalismul, acolo sunt oameni foarte bogați și alții sunt foarte săraci, așa mai departe. Dar, în orice perioadă a istoriei, oamenii s-au clasificat în funcție de acest criteriu al puterii. Sunt unii care sunt comandați de alții și sunt alți, unii care sunt mai puțini, care comandă pe ceilalți. Sunt unii care lucrează pentru alții și sunt unii care au alții care lucrează pentru ei. Nu? Proletarul și patronul. Muncitorul și patronatul. Sindicatele și patronatul. Deci, acesta este un criteriu. Deci, dacă ești cu o treaptă mai presus decât ceilalți, înseamnă că consideră unii că el este mai binecuvântat decât ceilalți. Pentru că a reușit să urce două trepte. Acum, modul sau puterea absolută este să ajungi în vârf de tot, în vârful piramidei. Să fii cel mai bun, cel mai tare din pe piață. Dacă este vorba de domeniul afacerilor, să fii cel mai tare om de afaceri. Dacă este vorba de puterea politică, să ajungi să fii președinte. Sau să fii președintele în țara cea mai influentă. Dacă este vorba de un alt domeniu, domeniul sportiv, de exemplu, să fii... Puneți voi, îl știți. Dar știți. Deci, așa concep oamenii. O altă componentă a așa zisei fericiri este plăcere. Adică modul în care folosești pe primele trei. Bunăstarea, faima sau putere. Adică acea satisfacție personală. Căci ești faimos. Că ai mai mult decât alții. Că ești mai puternic decât alții. Tot ceea ce am spus până acum sunt concepte
cunoscute, dar niciunul dintre acestea nu este binecuvântare. Nici bunăstarea, nici faima, nici puterea, nici plăcerea, oricât ar fi atât de intensă și oricât de mult ne-am putea permite, niciunul dintre acestea nu constituie binecuvântarea, și când spun aceasta mă refer la sensul scriptural al acestea. Spuneam la început că atunci când vorbim despre binecuvântare, trebuie să ne raportăm automat la Dumnezeu. Și nu la ceea ce spun oamenii. De ce nu sunt binecuvântare? Sunt mai multe repere care ne duc în sensul acesta. Nu sunt binecuvântare pentru că toate acestea nu aduc mulțumire și împlinire sufletească. Ar putea să vă dau exemplu. Și nu puțin. De oameni care au tot ce le trebuie. Și întreb dacă sunt mulțumiți. Merg ziarist și întreabă. Dacă sunt mulțumiți sau nu. Și un procentaj foarte ridicat răspund că nu sunt mulțumiți. Oameni faimoși. Oameni care au tot ce le trebuiește. Și nu sunt mulțumiți. De ce? Pentru că nu aduc mulțumire, toate aceste lucruri nu aduc mulțumire și face să trebuiască. O cântăreață care s-a găsit o moarte în urmă cu vreo câțiva ani, care a crescut în biserică, atenție, uite în Hristos. A crescut în biserică, așa cum se zice aici. Până la vârsta adolescență. Până ce a câștigat un concurs important. Și o ureche muzicală, un expert, a văzut valoarea vocii pe care o are. Fată, nu mă putem nu e aici. Hai că te fac faimoasă. Și a ajuns faimoasă. Și după ce a ajuns faimoasă, după ce a avut bani mulți, a căzut pradă drogului. De ce? Că a avut împlinire să plătească, tot mai contrar. Și a revenit. A revenit iarăși în scenă, mă rog. Dar în cele din urmă iarăși a căzut. Și în cele din urmă a căzut de moară. Și mai sunt multe exemple de genul acesta. Există un cuvânt care spune profetul Isaia. Isaia, capitolul 55, versetul 2. Acolo spune un cuvânt foarte important, profetul. Și haideți să-l citim. Spune așa. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați cu sticul muncii voastre pentru ceva care nu satură? Deci, ideea pe care o introduce profetul Isaia este că alergarea noastră, efortul nostru, transpirația noastră, argintul care câștigăm, spune, nu te satură. Câștigul muncii tale, spune, nu rezolvă problemele tale. Care e problema esențială. Un poet creștin spunea așa, de miraje pământul, de patin ce atrag în noroi, premuscăm din păcat tot mai lac, tot mai lacul, și tot mai flămânzi și mai goi. Nu aduc mulțumire, de aceea nu sunt binecuvântat. Pe de altă parte, toate acestea sunt nesățioase. Nesaț, după dicționarul limbii române, înseamnă a dori mai mult decât ai. Să vrei mai mult. Ui, indiferent la nivelul la care ești. Ai ajuns la un nivel de bunăstare important, dar vrei ceva mai mult. Ai ajuns să fii faimos, dar vrei să fii mai faimos. Ai ajuns să fii puternic, dar vrei să fii mai puternic. Poate ați auzit de familia Rockefeller. De ce mai influenți oameni de pe pământ? De acum. Deci unul dintre aceștia, din familia Rockefeller, când a ajuns miliardar în dolari, l-a vizitat un ziarist și l-a întrebat, domnule Rockefeller, de câți bani are nevoie de cineva ca să-i ajungă? Și se răspundea, cu ceva mai mult decât altă. Eclesiastul, capitolul 5, versetul 10. Și ce spune înțeleptul? Deci cine iubește argintul,
Nu se sapără niciodată de argint. Un adevăr pe care nu-l înțeleg. Ce care îl găsim, corespondentul, în viețile noastre. Hai să privim la noi aici. Indiferent, repet, indiferent nivelul la care ești. Poți să fii sărac, poți să fii o viață normală, sau poți să fii super bogat. Dar acest lucru te urmărește. Nu sunt binecuvântare. Pentru că toate acestea, în esența lor, sunt competitive. Adică, trebuie să lupți ca să te poți să te menții în top. Dacă ajungi să fii faimos, de exemplu, când altul devine la fel de faimos ca și tine, prin definiție devine concurentul tău. Chiar dacă poate nu-l cunoști sau nu ai auzit el niciodată. Dar îi devine concurentul tău. A ajuns unul la nivelul afacerilor cu tine sau poate chiar de depășit, e concurentul tău. Trebuie să-l depășești. Acest lucru știți ce generează? Acestea sunt relații. Pentru că problema aceasta poate să fie nu doar între oameni necunoscuți. Poate să fie chiar în cadrul familiei, între frați, între rudenii, între oameni care probabil și au multe lucruri în comun. Odată cineva spunea și un cuvânt foarte înțelept. O familie a primit cadou o mașină, un microbuz, mă rog, erau cu mulți copii. Și aveau nevoie de ea, dar și-au dat seama că cu mașina respectivă pot să facă și ceva bani. Ceva bani inclus. Ducând oamenii într-un loc, dar ei nu puteau conduce, erau copii, erau mai mici. Și-au apelat la un cumnat de-a lor ca să-i ajute și să împărțească ce câștigă. Problema a fost că mașina fiind veche, mare câștig nu a fost. Și au observat că aceasta generează probleme între ei. Mici. Și la un moment dat, respectivă, spune, a renunțat. Și când m-am întâlnit pe el și am întrebat, zic, Vasile, de ce? Știți ce? Avem o relație atât de bună între noi. De ce un motor vechi să strice relația dintre noi? Este mai importantă dragostea, armonia dintre noi. Avem nevoie unii de alții. Și celălalt să ne lăsăm. Deci, bunăstarea, faima, puterea, celelalte, sunt competitive prin însăși esența lor. Și dacă mergem pe linia aceasta și nu suntem atenți și mergem pe lângă Scriptură, poate putem să dăm exemple, sau știți voi, de relații stricate, datorită Spiritului acesta competitiv, care a lăsat loc ca să strice relațiile dintre noi. Pe de altă parte, plăcerea, care spuneam că și aceasta este o componentă a așa-zisei fericiri. Aceasta, plăcerea aceasta, este doar o senzație de moment. Aceasta nu este o împlinire durabilă. Tocmai de aceea cere ca să fie repetată. Și când intri în cercul acesta și când depășești limitele, nu mai este plăcere. Este viciu. Ajungi să fii dependent de o anumită plăcere. Și sunt oameni care și-au distrus personalitatea, și-au distrus casa, s-au distrus pe ei înșiși. Pentru că au căzut pradă unei dependențe, crezând la început că este o plăcere. Dar era cu totul altceva. Nu sunt binecuvântat. Totuși, ce este binecuvântat? Deci dacă nu sunt acestea, atunci unde este binecuvântarea? Ce este binecuvântarea atunci? În primul rând, prima componentă a binecuvântării, nu am pretenția că o să le spun pe toate, dar încerc să le spun cele mai importante. Prima componentă a binecuvântării, în sensul Scripturii, din perspectiva lui Dumnezeu, este pacea sufletească. Să ai pacea sufletească. Deci pacea sufletească este acea împlinire de sine. Atunci când ești mulțumit cu starea care ești. Atunci când nu simți că este o presiune exterioară asupra ta. Simți că atunci cum ești, ești bine. Indiferent
de circunstanțe, că sunt favorabile sau sunt potrivnici. În secolul XVIII, John Wesley, cred că ați auzit de el, unul dintre cei mai mari oameni ale Dumnezeu din de-a lungul istoriei. John Wesley, la început, a fost hirotonizit ca preot în Biserica Angliei, Biserica Anglicană. Biserica Angliei a hotărât să-l trimită, poate că m-a mai spus această întâmplare, dar dacă mai repet, rămân cu ceea ce spuneam la început. Deci, el a fost trimis de Biserica Angliei ca misionar în Statele Unite. În America de Nord. Navigația pe Oceanul Atlantic se făcea după alte norme atunci, la nivelul la care era avansată lumea atunci, în secolul XVIII. Cert este faptul că, traversând Atlanticul spre America, la un moment dat s-a riscat pe ocean o furtună foarte intensă. A ținut câteva zile în șin. Oamenii erau îngroziți. Cei mai mulți erau, aveau deja ideea că nu mai ajung în America, nu mai pot să se întoarcă nici pe continentul european, de unde au plecat. Și își vor găsi sfârșitul pe fundul oceanului. Într-una din zile, John Wesley, ieșind pe punte, a văzut într-un colț, acolo unde erau o mulțime de oameni care cântau. Și s-a dus la ei și a stat la ei. Aceștia cântau cântări creștine și erau și se mergea și era frapat cel mai mult. Era pacea sufletească de pe fețele lor. Și când au terminat, a intrat în discuție cu ei și a stat de vorbă. Oameni buni, voi sunteți normali sau nu? Voi nu vedeți groază pe fețele oamenilor? Voi nu vedeți situația în care suntem? Ce-i cu voi? Era un grup de misionari din Biserica Moraviană. Una dintre cele mai misionare biserici din toate timpurile. Și aceștia și ei, la rândul lor, se duceau misionari în America, ca să predice Evanghelia și au spus așa, omule bun, nu știau cine este. Spune, dacă Dumnezeu ne-a trimis pe noi să ajungem în America, dacă planul lui Dumnezeu este ca noi să ajungem în America, noi vom ajunge, indiferent de cât de tare sunt lăbântul, noi ajungem în America. Dacă planul lui Dumnezeu este ca să nu ajungem în America și să ajungem morți pe fundul oceanului, nu e nicio problemă, că noi avem o altă nădejde. Că ne vom întâlni cu Dumnezeu, pentru că este o altă viață dincolo. Viața aceasta nu se sfârșește aici. Scria Wesley în jurnalul său, în ziua aceea. Până m-am dus în America ca să îi convertesc pe alții. Dar vai, Doamne, oare cine mă va converti pe mine? Acesta a fost un moment crucial în viața lui. Și a schimbat viața. Pornind de la expresia feței unor oameni care aveau pace sufletească. Lăudați din Domnul. Hai să știți din Sfânta Scriptură. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Uitați ce spune aici Apostolul Pavel. Vorbim despre pace. Dar atenție la versetul anterior. Versetul 6. Deci, Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci orice lucru aduce cererile voastre în cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Deci vorbește unor oameni care aveau probleme. Probleme, cum spuneam, fie cu bunăstarea, fie cu bani, fie cu puterea, fie cu lucruri asemănătoare. Nu vă îngrijorați de nimic, ci duceți-le toate acestea înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni. Și acum versetul 7 spune, și pacea lui Dumnezeu care îi întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dar uitați-vă la partea a doua, la acest termen care spune, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Știți care e ideea care se descrie de aici? Că pacea sufletească este un concept la care omul de rând nu poate să ajungă fără ajutorul lui Dumnezeu. Adică pacea aceasta trece în pricepere și orice concepție omenească. Adică vine de la Dumnezeu însuși. Numai El poate să stăruiască pacea aceasta. Și numai când ești într-o relație bună cu Dumnezeu, când problema cu Dumnezeu ai rezolvat-o, atunci poți ajunge la această pace. Una dintre problemele care se confruntă oamenii este problema conștiinței. Adică problema vinovăției. Conștiința este cel judecător pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Prin care discernem binele de rău. Și conștiința ne spune că suntem vinovați sau suntem nevinovați. Și când conștiința funcționează la adevărații ei parametri, atunci conștiința spune, omule, ești vinovat, ai greșit.
Și nu este o povară mai grea decât povara aceasta a conștiinței. Să te simți vinovat și mai mult să nu găsești soluție. Să vă spuneam înainte, sunt oameni care cad pradă viciilor. Tocmai pentru că nu găsesc soluție la problema vinovăției. Sunt oameni agitați. Sunt oameni care nu au o pace sufletească pentru că nu găsesc soluția aceasta. Ca oamenii să se simtă împăcați cu ei înșiși și povara vinovăției să fie luată. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, spune pacea lui Dumnezeu când trece orice pricepere. Mai citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27, aici Domnul Iisus însuși vorbește despre pacea aceasta care aveau nevoie oamenii și spune așa. Vă las pacea. Vă dau pacea. Spune, nu vă dau, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă v-ați iubit, spune, v-ați bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, că și Tatăl este mai mare decât mine. Deci pacea aceasta, o spuneau unor oameni care erau de la agitați, pentru că Domnul Iisus le-a spus că va pleca de la ei. Și toate planurile lor nu se părea că se duc pe râpă. Și nu se mai alege nimic de ei. Și atunci Domnul Iisus spune, stai puțin, eu vă las pacea mea. Dar nu pacea oamenilor și nu pacea care vă dau oamenii. Și o pace sufletească, o împlinire sufletească. Romani, capitolul 5, primele două versete. Apostolul Pavel vorbește de asemenea despre pacea sufletească. În contextul în care oamenii se confruntă cu probleme. Probleme importante. Deci, fiindcă suntem socotiți de prihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați pe la prima parte. Fiindcă suntem socotiți de prihăniți prin credință. Adică ai rezolvat problema ta cu Dumnezeu. Problema ta rezolvată cu Dumnezeu înseamnă păcatul tău iertat. Înseamnă povara vinovăției îndepărtată. Și spune că și după ce ai fost socotit neprihănit prin credință, spune că rezultatul este pace. Versetul 2 spune, lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Adică pacea lui Hristos a venit peste noi pentru că El ne-a iertat. Pentru că El ne-a primit. Pentru că a restabilit relația dintre noi și El. Și acum, omul care s-a împăcat cu Dumnezeu, uitați cum se raportează el la problemele cotidiene. Ba mai mult, spune, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Lăudați pe Domnul. Binecuvântare înseamnă pacea sufletească. Doamne, dă-ne la toți pacea, da, să fie peste noi. Pacea care trece orice în cer. În al doilea rând, binecuvântare înseamnă mulțumire de sine. Adică să fii mulțumit cu starea în care ești. Să fii mulțumit cu ce ai. Să fii mulțumit cu cât ai. Să fii mulțumit cu ce ești. Să fii mulțumit cu casa ta. Să fii mulțumit cu copiii tăi. Să fii mulțumit cu locul tău de muncă și am putea copii. Aceasta înseamnă să fii nimic. Fii mulțumit ceea ce am. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Filipeni, capitolul 4, versetul 11, 12 și 13. Spune așa. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și plământ, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Probabil că Apostolul Pavel a avut moment în care s-a bucurat de bunăstare. A avut tot ceea ce trebuie. Și spune că și o chestie interesantă. M-am deprins. Adică m-am obișnuit. Adică am învățat aceasta în urma experienței. Aceasta înseamnă să te înveți în urma experienței, într-o experiență repetată. Aceasta înseamnă să-ți educi viața, mintea, în felul acesta.
Înseamnă să faci un efort ca să fii mulțumit. Înseamnă ca să lupți pentru aceasta. Până m-am deprins să fiu și mulțumit și când am fost în belșug și când am fost în lipsă. Indiferent de cum sunt circunstanțele vieții, indiferent că sunt favorabile sau potrivnice, eu am învățat să fiu mulțumit în starea care sunt. Aceasta înseamnă binecuvântare. Știți care este norma Scripturii? Când este vorba de bunăstare, de exemplu. Avem două repede. Unul este Proverbe, capitolul 30, celălalt este 1 Timotei, capitolul 6. Înțeleptul în Proverbe spune, Doamne, nu-mi da nici bogăție și nu-mi da nici sărăcie. Dăm pâinea care îmi trebuie. Deci, primul repede este, dăm pâinea care îmi trebuie. Al doilea, din 1 Timotei, capitolul 6, Pavel spune, dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns. Adică, concluzionând, Biblia recomandă cumpătare, moderați, linia de mijloc, pâinea care îmi trebuie, casa care îmi trebuie, mașina care îmi trebuie, haina care îmi trebuie. Acum, vorb căruia de bunăstare. Auzeam pe cineva că făcea o clasificare. Și mi s-a părut interesant. Până căci noi ca oameni, în viața aceasta avem nevoie, sunt lucrurile, lumea acestea le împărțim în trei categorii. Bine. Sunt lucruri fără de care nu putem trăi. Hrană, apă, un acoperiș deasupra capului, un minim grad de confort. Lucruri fără de care nu putem trăi. Dacă nu ne îmbolnăvim și cei după muri, nu? Toți avem nevoie de acestea. Deci, al doilea are nevoie. Putem trăi fără ele, dar ne trebuie. În ziua de astăzi avem nevoie, pe vremea mea, când eram copil, când am cumpărat mașină de spălat, tot asta. Am avut o turbină care nu putea de acolo. Deci, a fost un mare succes pentru noi atunci. Astăzi este un lucru care ne trebuie, nu? Un frate, Dragoș Proitor, spunea că și o familie din Cahul, în Republica Moldova, ani aceștia. Spune că asistența socială a primăriei este le-a regulat un ajutor a unei familii cu 6 copii, știți de ce? Că aveau mijloc de transport și că aveau frigider acasă. Mijloc de transport, adică aveau două biciclete. Și soțul și sora respectivă era medic. Și spune că a refuzat asistența socială să le dea un ajutor pentru că aveau mijloc de transport, adică bicicletă și aveau frigider acasă. Dar noi, acum ascund, deci sunt lucruri care ne trebuie, nu? Putem trăi fără ele și, deci, și când este vorba de pâinea care trebuie, casa care ne trebuie și așa mai departe, sunt la acest nivel. Deci, la nivelul în care suntem noi. Deci, ar fi cu totul atipic ca eu, un om de rând, muncitor la alții, să apar aici în fața bisericii sau apar la locul de muncă în ferată. Ar fi de-a dreptul atipic, nu? Dar dacă în locul meu ar fi, știu eu, un sportivul la care voi pune numele, el vine ferat, pentru el este normal, pentru că este nivelul lui. Dar pentru mine nu. Pentru mine, formul, pe jocul, sunt normal. Mai este a treia categorie. Sunt lucruri care ne plac. Acestea depășesc nivelul al doilea, al lucrurilor care ne trebuie. Și lucrurile care ne plac de la sunt mofturi. Sunt lucruri pentru care cheltuim mult. Și atunci vin mașinile care ne plac, vin hainele care ne plac și putem continua lista. Aici deja nu mai suntem cumpătați. Sper că mă înțelegeți. Dar ceea ce vreau să spun este că binecuvântarea înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ai în starea în care ești. Și spunea înțeleptul, Doamne, nu-mi da bogăție, că s-ar putea că atunci când ajung bogat, să mă comportă la așa fel și să sfidez pe Dumnezeu, să spun cine este Dumnezeu, pentru că eu sunt mai grozav. Și nici în sărăcie, că s-ar putea să pun în sărăcie și iau un deșert cu numele Tău. Doamne, dă-mi pâinea care lasă-mă la nivelul la care vreau, la un nivel mediu. Binecuvântarea, într-al treilea rând, înseamnă armonie și pace în familie. Psalmul 128. La timpul de rugăciune s-a citit Psalmul 127. Psalmul 128 este continuat. Acolo, în Psalmul 128, spunea căci totul fără de Dumnezeu este degeaba. Degeaba ne sculăm de dimineață și ne culcăm târziu ca să mâncăm o pâine câștigată cu durere, pentru că este degeaba.
Și acum vă explic, în Psalmul 128 spune așa. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Rețineți. De aici începem, pentru că este foarte important. Dacă vrei binecuvântare, în adevăratul sens al cuvântului, în adevăratul sens al Scripturii, începe cu aici să te temi de Domnul și să umbli pe căile Lui, să faci voia Lui Dumnezeu. Căci spune versetul 2, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măsuri împrejurul mesei tale. Și cu versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Știți de ce apar probleme între soț și soție? Știți de ce apar probleme între părinți și copii? Pentru că nu am învățat să fim cumpătați și să fim mulțumiți cu ceea ce suntem și cu ceea ce avem. Vrem mai mult. Și vrem tot mai mult. Și aceasta strică relația. Și copiii vin nu altceva vreau, mai mult. Pentru că așa au alții. Că se uită la cei din lumea aceasta. Să știți, modelul lumii acestei este de așa natură conceput. Încât, indiferent cât ai avea, să poți să-l cheltuiești. Centrele acestea comerciale imense. Se duce acolo că e imposibil ca să ieși de acolo fără să cheltuiești nimic. Pentru că așa e făcut sistemul acestei lumi. Ca să te oblige să consumi, să cheltuiești. Pentru că și spunea că trebuie cheltuit bani. Nu, pentru că trebuie ca să alții să câștige bani. Pe urma aceasta. Și stricăm relațiile dintre noi, datorită faptului că ne uităm în lume și nu ne uităm în Scriptură. Și o mare binecuvântare este atunci când în casa ta există pace și o armonie. Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Cum se spunea și la timpul de rugăciune. Asistăm în vremurile acestea la un atac furibund pe care diavolul îl îndreaptă asupra familiei. Și în special asupra familiei creștine. Și de fapt când vorbim despre familie și familia prin esența ei este izvorâtă din planul lui Dumnezeu. Este o familie în care trebuie să fie Dumnezeu acolo. Și mulți ședează presiunilor care vin din toate părțile pentru că nu știu ca să valoreze ceea ce ne-a dat Dumnezeu și ceea ce avem. Relațiile dintre noi. Vin oameni și spun, vin oameni din lumea aceasta, spun, păi, divorțul este o soluție. Hai să presupunem că este o soluție. Rezolvă o anumită problemă. Dar această problemă rezolvată, în ghilimele, deschide ușa la alte zeci de probleme care intră atunci pe ușă. Problema vinovăției e una dintre acestea. Ca o paranteză. În urmă cu câțiva ani am citit undeva că un așa zis preot din Biserica Anglicană spune că a început el pe cont propriu să oficieze ceremonii de divorț. Spunea el că în urma experienței lui el și-a dat seama că toți cei care ajung în această situație dramatică, pentru că fiecare dintre părți pleacă cu o anumită încărcătură de vinovăție și nu vrea să elibereze pe oameni de vinovăție. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu el. Dar ideea de bază era că cei care ajung la această soluție, așa zisă soluție, problema ei se ducă o încărcătură importantă de vinovăție. Apoi, intervin probleme financiare, probleme economice. Intervin probleme sociale. Intervin probleme care afectează atunci când sunt copii la mijloc. Și mai ales când aceștia sunt mici. Aceștia pornesc ei înșiși cu o încărcătură de vinovăție la nivelul lor. Și aceste sechele îi vor urmări o bună parte din viață, sau poate o viață întreagă. Un evreu. Un copil evreu. Crescut, educat în educația evreiască, în Statele Unite. Era un adolescent, așa, la vreo 17 ani. Și spune, când am văzut că și copii, părinții mei o iau unul în stânga și altul în dreapta, din cauza înțelegerilor dintre ei, el s-a răzvrătit. Spune, unde este Dumnezeu? De ce? Noi am ajutat pe părinții mei ca să rămână împreună. Și drept rezultat s-a dus tocmai în războiul din Vietnam.
acolo ca să găsească soluția acolo. Acolo s-a întâlnit cu toate ororile războiului. S-a întâlnit cu religiile orientale. Partea bună pentru el a fost atunci când s-a întors în Statele Unite și odată a asistat la un predicator de stradă care predica Evanghelia acolo, care s-a dus de la care și pură cască. Să asiste să vadă ce le spune și omul acesta. Și din discuție au ajuns la profețiile mesianice. Și spune, el s-a dat înapoi așa, revoltat, spune, cum, dar eu sunt evreu, de ce vorbești despre aceasta? Și l-a trimis la Scriptură. L-a trimis să cerceteze toate profețiile din Sfânta Scriptură cu privire la Mesia. Omul s-a convertit, adevărat, a devenit un apologet creștin. Dar vreau să spun că problema vinovăției aceasta l-a urmărit și pe el și pe părinții lui. Nu este o soluție, chiar, dragii mei. Pentru familie noastră trebuie să luptăm. Trebuie să luptăm în fiecare zi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Problema divorțului în bisericile noastre era inexistentă în urmă cu 30 de ani. Acum a devenit, nu este o problemă, să zicem, problemă de primă mână, dar este o problemă în biserică. Să știți, problemele lumii acesteia, în timpul devin probleme de biserici. Păcatele lumii devin cu timpul păcatele biserici. Pentru că în vrând de vrând, problemele acestea ne influențează. Am vrea asupra noastră. M-am dus în România, cred că în ultima dată când am fost, știți ce întrebare mi-a pus unul din biserică de acolo? Spune, și la voi divorțează oameni. Și a rămas trapat. Ne-am dat seama că și acolo se confruntă cu aceeași problemă. Oare ne confruntăm și noi? Pentru că ne afectează lumea aceasta. Trebuie să luptăm pentru casele noastre. Binecuvântarea înseamnă armonie și pace în familie. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Indiferent că te bucuri de bunăstare la un nivel ridicat, indiferent că trăiești într-o zi pe alta, dar armonia și pace din familie îți fac viața frumoasă. Îți fac ca să trăiești în pace și în armonie unii cu alții. Domnul să ne binecuvânteze. În cel al patrulea rând, binecuvântarea. Binecuvântarea înseamnă speranță. Speranța este un concept care are de-a face cu viitorul. Speranța este încrederea. Căci un lucru care ți-ai pus nădejdea că urmează să vină, se va întâmpla întocmai. În vorbirea noastră cotidiană, am nădejdea că de seară ajung la Castelion. Mă bazez pe faptul că avem o mașină mai veche, dar sper să ne credem că ne va duce. Eu știu să vă duc într-un de ani de zile. Este o autostradă bună, timpul e bun, e frumos, deci trag nădejdea că ajung de seara acasă. Nu? Problema speranței are o conotație mult mai importantă, care are de face nu cu viața aceasta, ci cu viața de dincolo. De fapt, concluzia lecției din dimineața aceasta se oprește aici. Și binecuvântarea, în adevăratul sens al cuvântului, nu are de face, în primul rând, cu viața noastră de aici, ci are de face cu viața de dincolo. Ascultați-vă bine ce vă spun. Binecuvântarea de aici, care se rezumă în pace sufletească, în mulțumire de sine, în armonie și pace în familie, mai sunt și altele, de exemplu, protecție divină în fiecare zi și altele. Deci toate acestea nu sunt decât cum vreau să vă spun, de partea aperitivul binecuvântării. Dar binecuvântarea, în adevăratul sens al cuvântului, urmează să vină. Și aceasta face parte din viața de dincolo, din viața eternă. De ce suntem în Biserica lui Dumnezeu? De ce am făcut legământ cu Dumnezeu? De ce ne aducem copiii la binecuvântare? Să ne meargă doar bine aici? Să ne bucurăm de prosperitate? Să ne bucurăm de protecție din partea lui Dumnezeu? Că sunt unii care spun așa, bă, ca să nu ne bată Dumnezeu. Nu te va bate Dumnezeu. Nu. Problema binecuvântării are de-a face cu viața de dincolo. Suntem în biserică și ne aducem copiii în biserică și investim în copiii noștri pentru ca și ei la rândul lor să cunoască pe Dumnezeu, să facă legământ cu Dumnezeu și ei să spună nădejdea în Dumnezeu care înviază morți, care aduce o împărăție veșnică pentru noi și acolo vrem să ajungem fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Galateni, capitolul 3, versetul 13 și 14. Uitați ce spune aici Apostolul Pavel despre noi și despre cum trebuie să ne raportăm noi la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii,
făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Opusul binecuvântării se numește peste. Nu intrăm în partea ocultă. Am putea să vorbim. Dar rămânem doar la așa o definiție sumară a blestemului. Este opusul binecuvântării. Pentru că a venit Hristos tocmai ca să ne aducă binecuvântare și să ne scoată din blestem. Pentru că atunci când noi ne-am restabilit relația cu Hristos, atunci când a fost iertat, atunci rezultatul este bine, binecuvântarea peste noi. Așa cum a fost promisă lui Avraam. Avraam, știți cum de unde a început? A primit un mesaj din partea lui Dumnezeu, spune, ieși din locul care ești, pentru că nu este locul tău aici. Du-te în locul care ți-l voi arăta eu. Credeți că a fost ușor pentru Avraam? Să se ducă în necunoscut? Să-și ia tot ce avea cu el, că să se ducă într-o... A plecat într-un loc pentru care nu știa unde se duce. Dar el l-a crezut pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, a făcut ceea ce a spus Dumnezeu. De aceea te voi binecuvânta și voi fi o binecuvântare, și tu vei fi o binecuvântare pentru alții. Modelul este acesta. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să crezi în El, să asculți de El, să faci ceea ce spune El. Și atunci vine binecuvântarea peste tine. Citim din Evrei, capitolul 11. Aici vorbește despre Avraam și despre alții ca el. Versetul 11. Hai să citim de la versetul 8. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință, a venit și s-a rezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el, a aceleași făgăduințe. Și acum versetul 10. Căci el a așteptat cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zidor este Dumnezeu. Interesant. El, Dumnezeu îi spune, du-te într-un loc în care încă nu-l cunoști, dar vrea să ajungă în Canaan. Dar Avraam a înțeles din start că problema relației lui cu Dumnezeu nu se rezumă la Canaan. Și este o problemă mult mai profundă. Pentru că el a așteptat cetatea care are temelii tari și a cărei meșter și zidor este Dumnezeu. Și acum, în versetul 13, spune, în credință au murit toți aceștia, ca Avraam și cei care au venit după el, sau care au fost înainte de el, dar care l-au înțeles și au credut în Dumnezeu. Spune, în credință au murit toți aceștia, fără să fie căpătat lucrurile făgăduite. Adică binecuvântarea, cum o percepeau ei, n-au primit-o aici. Pentru că binecuvântarea înseamnă cu totul altceva. Și spune, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșită, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. O patrie cerească. Binecuvântarea înseamnă speranță. Înseamnă acea certitudine. Acea încredere. Că la sfârșitul vieții noastre ne vom întâlni cu Dumnezeu care a pregătit pentru noi împărăție veșnică de slavă. Indiferent căci Dumnezeu ne cheamă la El într-o moarte naturală, indiferent că va avea loc acel eveniment cosmic pe care primim răpirea Bisericii sau revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă, Biserica lui Dumnezeu îl așteaptă pe Hristos. Și aceasta este adevărată binecuvântare. Să aștepți pe El. Să crezi în El. Să-L aștepți ca El să vină. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știu că vreți binecuvântare. Vreți binecuvântarea pentru voi, pentru casele voastre. Vreți binecuvântarea pentru copiii voștri. Dar nu uitați. A fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă a avea pace sufletească. Pacea sufletească vine atunci doar când te-ai împăcat cu Dumnezeu, când care te eliberează de povara vinovăției, care schimbă modul de a gândi și de a percepe lucrurile, numai atunci îți vine cu adevărată pacea sufletească. Binecuvântarea înseamnă a fi mulțumit cu ceea ce ai, cu ceea ce ești.
în locul în care ești, să fii mulțumit întotdeauna, să spun ca și Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește, indiferent de circunstanțele vieții. A fi binecuvântat înseamnă a avea armonie și pace în familie. Doamne, dă pace și armonie în toate familiile bisericii și știu ce vorbesc. În virtutea slujirii știu anumite lucruri. Dumnezeu să le binecuvinteze. Și cere din urmă și ceea ce este cel mai important, binecuvântare, avea speranță. Speranță în viața de dincolo. Speranță în viața veșnică. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica întreagă. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze cele două familii. Amin. Domnul să vă dorească înțelepciuni, răbdare, putere, călăuzire prin Duhul Sfânt ca să vă creșteți copiii în frică și în temere de El. Fiți un model pentru copiii voștri. Învățați-i să teamă de Dumnezeu, dar înainte temeți-vă voi de Dumnezeu. Învățați-i să iubească pe Dumnezeu și spuneți-le că viața aceasta nu este decât o viață trecătoare. Că noi așteptăm o cetate veșnică, care este locul în care ne așteaptă Dumnezeu. Viața aceasta este o viață, așa cum o știm cu toți. Dar dincolo ne așteaptă viața frumoasă împreună cu Dumnezeu. Aceasta este adevărată binecuvântare. Domnul să ne ajute pe toți.